s-ar putea avea ieșit din comun un spital dintr-un orășel mic de provincie, așa cum este Mangalia. Ei bine, foarte puțină lume știe că aici muncește unul dintre cei mai renumiți ortopezi la nivel mondial. În cele aproape 3 decenii de carieră, profesorul Ion Donica a efectuat peste 1600 de operații de lungire a mâinilor ori picioarelor pacienților. Profesorul folosește o metodă și un dispozitiv care sunt extrem de puțin răspândite în medicina mondială. Specialistul ortoped Ion Donica este unicul medic din țară care întinde oase. Recordul personal îl constituie lungirea unui picior cu 32 de centimetri, folosind metoda fixatorului Ilizarov, pe care a învățat-o în timpul masterului în 1985 în îndepărtata Siberie. Este una dintre cele mai mari invenții a secolului, aș spune chiar și mileniului, da? Ideea despre fixatorul acesta, despre fixarea extrafocară a oaselor, a apărut încă de prin anii 1900, chiar au fost și prin 800 idei. Dar niciunul dintre ele nu s-au folosit în practică, cum le-a folosit profesorul Ilizarov. Ideea a apărut în anul 1951, când el era un specialist într-un sat siberian, specialist ortoped, da? Care, mergând într-o iarnă cu sania, observând hamurile și corana aceea la cală, i-a venit ideea ca să folosească cadrul acesta pentru fixarea oaselor, care și-a conceput-o în 1951. Pentru început, el a folosit metoda numai în cadrul regiunii, asta este regiunea Kurgan, în estul Siberiei, după Ural. El lucra în perioada aceea într-un spital a invalizilor de război, care după războiul al doilea mondial erau foarte, foarte mulți, cu probleme majore, fracturi deschise, defecte substanțe osoase, fracturi neconsolidate. În prezent, medicul este stabilit la Mangalia și lungește picioarele folosindu-se de un dispozitiv medical special, inventat de doctorul Gavril Ilizarov, unul dintre cei mai mari ortopezi ai secolului și profesorul medicului la clinica din Siberia. Ideea principală a lui era pentru a fixa oasele, da? Fiind probleme mari cu fracturi deschise, oase infectate, nu era totdeauna posibil ca să se fixeze osul centromedular, adică cu plăci, cu șuruburi, da? Și în locul lui a venit fixatorul acesta care se poate de instalat și la fracturi deschise, la plăci multiple și majore, la defecte de substanțe osoase. Ideea constă în următoarea, de fixare. La fiecare cerc, se pune de la 2 până la 3 broșe care trec prin os, da? Adică osul se află în centrul, adică cercul este împrejurul osului, pe gambă, da? Și în dependență, de zona fracturii, se pun cercurile, începând, v-am spus, că de la 2 până la 4, 5 și 6 cercuri, da? Fiecare broșă trebuie să treacă perpendicular prin os, dar cu condiția ca să nu afecteze pachetul vasculonervos, care este foarte important. Deci aici este foarte important ca de cunoscut foarte bine anatomia. Fiindcă o mică deviere la câteodată și un milimetru poate să provoace o leziune de vas și de nerv, care după aceea compromite absolut tot. Tijele telescopice vreau să permit alungirea piciorului, vreau să dăm deplasându-se pe ulița aceasta din, hai să spun timp aici, de lângă tijă. Procedura este următoare. Se dă o pătrime de cerc, da? De 4 ori pe zi, care în 24 de ore, de fapt nu în 24, dar în decursul zilei, da? Se face 360 grade, adică 1 mm. Face 1 mm pe zi, adică în 10 zile este 1 cm. Având 6 cm, 60 zile alungirea propriu-zisă. Povestea nașterii fixatorului este una specială, inedită și puțin comică. Metoda de alungire, practic, v-am spus că el nu a conceput-o de la început, aceasta a fost o pură întâmplare, da?
în 1953, plecând în concediu, a lăsat pe un coleg de-a lui ca să supravegheze bolnavii cu fixatoare lizarul. A zis că majoritatea erau cu oase neconsolidate, deformate, vreau zic, da. Un fixator care era montat la o os neconsolidat, în termenii noștri este o pseudartroză, a zis că da, i-a spus colegului ca să supravegheze bolnavul și să compreseze, adică să strângă cercurile, vreau zic, odată la 10 zile, vreau zic, un milimetru. Colegul era mai tânăr și probabil că era puțin distrat, deci a înțeles cu totul altfel. Și când a venit profesorul Elizarov din concediu și a făcut radiografia și a pus în primul rând mâinile în cap, deci fiindcă în loc colegul se strângă, el a distanțat. Da. A distanțat și a distanțat cu un curaj deosebit, pentru că în mod normal trebuie să fie 3-4 mm, el a dat vreo 3 cm, vreau să zic, da. Filizarul la început s-a gândit ca să comprime la început, dar după aceea s-a gândit, domnule, să mai așteptăm puțin, vreau să zic, parcă i-a sugerat cineva ideea că e posibilă o nouă o descoperire. Și într-adevăr, după o săptămână de zile când a făcut încă o radiografie, a văzut că în lugolul acela care era, format de la întindere oaselor, a observat un calos osos. Și de aici așa a apărut ideea fixatorului pentru alungire. Vreau zic, de atunci și s-a început o nouă, să spunem, etapă în alungirile osoase. Operează gratis. O astfel de intervenție costă în Occident 10.000 de euro pentru fiecare centimetru alungit. La profesorul de la Mangalia, intervenția este gratuită, iar pacienții din toată țara care ajung aici după îndelungi încercări la clinici din străinătate ori București, trăiesc o nouă viață. Aceasta după ce își pierduseră speranța că vor mai putea trăi o viață normală. Fetița s-a uitat pe internet și am descoperit că se poate face operația asta de elungire și am venit la domnul doctor. A consultat-o, ne-a spus despre ce e vorba și în foarte scurt timp s-a procedat la operație. Decurge bine, fetița e foarte mulțumită și sperăm că în scurt timp adică când va ajunge piciorul la dimensiunile la care trebuie, să ajungem cu bine acasă. M-a durut în primele zile nu tare, acum nu am dureri, noaptea pot să dorm bine și sper să treacă cât mai repede. În Occident, vreau să zic că un centimetru de alungire, vreau să zic că este aproximativ 10.000 de euro, da? Dacă spunem sunt 6 centimetri, 60.000 de euro. Asta este costul, da? La noi operațiile sunt gratuite și eu mă stăruiesc să le accentuez la pacienți totdeauna. Sunt cazuri, în cazurile când eu nu am fixator și pacientul insistă ca să se opereze la timp, atunci nu am decât să îi dau o adresă, da? Este la București o firmă care comercializează fixatoarele acestea, dar sunt foarte scumpi și de aceea foarte puțin care își permit lucrul acesta, da? Am avut, într-adevăr, pacienți care și-au cumpărat fixatoarele, da? Singur. Da. Cam cât costă și de ce sunt Vă spun că sunt niște componente relativ ieftine, zic, ca materiale. Este un oțel inoxidabil, într-adevăr, sunt și piese din titan, care sunt puțin mai scumpe. Da, uitați, este un cerc de acesta, răzgăda, care ar părea că nu nici multe măiestrii n-ar trebui ca să-l confecționez și nici ca greutate nu este foarte mare. Uitați, acesta este 250 de euro, numai cercul. Da. O tijă telescopică, da, asta tot, este într-adevăr din duraluminiu, este un material mai special, costă 250 de euro. Da? Asta e enormă, chiar nu pot înțelege. La spitalul din Mangalia, medicul are 50 de dispozitive metalice pe care le-a adus tocmai de la Clinica Siberiană, unde și-a aprofundat studiile în tinerețe. Fixatoarele sunt amele, este, spunem, sculele de lucru, să spunem așa, într-o formă, da? Care eu, fără de ce, n-aș putea lucra fără asta. Pentru că s-a încercat în spital să le cumpere, da? Fiind prețurile așa de mari și știm care este bugetul spitalului, nu știu bine. Eu le-am adus de la Kurgan. În România, Ion Donica a devenit celebru după ce doi constanțeni s-au dus la Chișinău pentru a le fi rezolvate problemele medicale. În vara anului 1989 mi-au venit niște cetățeni români
M-am mirat de ce mă caută pe mine, fiindcă în perioada aceea eram cam aproape în Chișinău, răzgădea, comunica foarte rar. Putea să vină oricine în Uniune, nemți, francezi, dar mai puțin români. Da? Mi-au venit niște pacienți care mi-au spus că au fost în Kurgan, da? Auzind despre metodă, au fost în Kurgan ca să se opereze. Și sigur, când le-au spus că au de așteptat vreo 8 ani de zile, ăsta, atunci i-au spus, domnule, de ce să așteptați 8 ani? Este colegul nostru la Chișinău care același lucru îl face cum și noi, da? Și așa a fost primul contact al meu cu pacienții din România. Practic, atunci eram pregătit să plec în Canada, vreau zic, da? Asta am vrut să vă întreb. De ce aici și nu în străinătate? Pentru că știm că ați avut multe oferte. Da. N-am plecat în Canada, vă spun, din mai multe motive. Vreau zic, în primul rând, nu cunoșteam foarte bine limba. Practic, se putea de rezolvat. Într-adevăr, am vrut să lucrez pentru cetățenii mei, da. Profesorul își amintește și acum cu nostalgie de anii petrecuți în Siberia, acolo unde s-a specializat într-un domeniu pe care foarte puțin medici de pe Mapamond îl stăpânesc chiar și la ora actuală. Se amintirea foarte plăcută mie, vreau zic, da? Când eram la Institutul Lizarov, am avut ocazia să mă fotografiez foarte aproape de profesorul Lizarov cu grupa de medici. Profesorul a reparat mii de oase. Unele intervenții rămân însă de domeniul miracolului. Avea o scurtime de 32 de centimetri. Era o fată foarte, foarte simpatică, da? Și isteață. Dar avea o scurtime de 32 de centimetri care, în poziție verticală, călcâiul ajungea la nivelul genunchiului, da? Sigur că era foarte greu să te uiți la așa fată cu probleme acestea, da? Ea a fost una dintre primele mele paciente când am venit în România și am operat-o. Răscă după aceea mi-au urmat încă 6 etape. În total au fost 7 etape și am făcut alungirea completă. Da? Practic am completat diferența aceea de 32 cm. Mă mira curajul și dorința ei mare de a se face bine. Pentru că câteodată, știți, bolnavii clachează, vreau zic, după 2 etape, 3 etape, vreau zic, aproape că cedează, spune că, domnule, mi-ajunge. Am făcut 16 cm sau 18, mi-ajunge. Aceasta a mers până la capăt, da? Cât timp ați făcut? A durat vreo 7-8 ani de zile. Însă, de-a lungul carierei, doctorul Donica a fost solicitat și pentru intervenții, având la bază motive ilare, nici de cum medicale. Fiul ei, vreau zic, da, care avea o talii, eu zic, destul de respectabil, 1,62-1,63 cm, s-a îndrăgostit de o domnișoară care era puțin mai înaltă, avea 1,72 cm, și dacă mai purta șlocuri, s-a ridicat la 1,80 cm. Și spune că nu are viață în casă, fiindcă se numai decât să roage să-i facă alungirea. Sigur, la început am zis, domnule, nu este serioasă. El fiind sănătos, fiind sănătos, da, da. Am spus că are 1,62 cm, vreau să spunem, pentru un bărbat, vreau să nu este chiar așa de obligat ca să fie. Până la urmă, sigur că am înțeles că nu avea viață deloc, din motivul acesta în casă, și am acceptat. Am făcut 6 cm, ambele picioare, după care, vreau să s-au căsătorit, acum locuiesc în Irlanda și sunt foarte fericiți. Una peste alta, medicul din Chișinău, care putea câștiga milioane de euro în Occident, a ales să profeseze în România. Și-a întemeiat o familie și după 3 decenii de carieră rămâne la fel de modest. Ca persoană sunt o persoană realistă, adică spunem, mă mulțumesc puținul. Nu mi-am dorit o mașină, spunem, care să fie cea mai tare, nu mi-am dorit ca o casă ca să fie cea mai tare. La fel, spunem, mă mulțumește cu ce am, da. Cea mai mare mulțumire, vă spun, că când vezi rezultatul și că pacientul este mulțumit, asta eu cred că asta este cea mai mare mulțumire pentru, nu mine, dar oricare alt medic, da. Pentru că Așchia nu sare departe de trunchi, talentul și vocația pentru medicină au fost moștenite de urmași. Fiul este ortoped care lucrează în Martinica, în Caraibe, adică practic Franța peste mări. De la viață îmi doresc, să fiu sănătos, să pot munci cât îmi permite, vreau să, posibilitatea.
Practic copiii au ales totuși să meargă în străinătate. Nu ca și dumneavoastră care ați rămas... Nu e în vinuiesc și nici nu pot să le spun ceva. Au fost, când erau anul 3 de rezidențiat, au luat o bursă în Belgia. Și au făcut 2 ani de zile de rezidențiat în Belgia. Singur că după 2 ani de zile lucrând în condițiile celea, practic nu sunt absolut adaptat cu ideea ca să funcționeze, să lucrează în spital unde nu sunt medicamente, nu sunt instrumente, nu sunt și nici salariu corespunzător, vreau zic, da. Pentru un medic tânăr, eu zic, salariul ar trebui să fie puțin mai mare, nu pentru tânăr, da, pentru toți medici, dar pentru tânări deosebi. Adică el are mare nevoie de instruire, de eu știu, cărți, de apartament, da. Și fără ajutor din exterior, cred că nu se poate descurca în vederea părinți sau rude, da. Acolo salariul, vreau să vă spun că ei sunt foarte mulțumit, fiindcă primul an de învățământ, practic, îi se permitea tot să facă și tot ajutorul, vreau să vă, da. Plus salariul, care este cel puțin de 10 ori mai mare decât în România, da. Asta este. Este exemplul unui om care a pus pasiunea și dorința de a face bine înaintea propriilor dorințe sau a capriciilor personale. Este un cadru medical care a contribuit la cercetare și inovare într-un domeniu atât de sensibil precum este medicina. Un om modest, dar extrem de valoros, care merită aprecierea noastră sinceră și, în egală măsură, multă admirație. Este o noutate faptul că promovarea artiștilor români și a artei este lăsată la o parte de politicienii noștri în detrimentul costisitoarelor campanii politice, a întâlnirilor politice, a locuințelor de protocol sau a nenumăratelor delegații în locuri exotice care consumă din bugetul României. În timp ce valori naționale care ar aduce strălucire și recunoaștere țării noastre sunt lăsate să evolueze pe scene din țări străine. În ediția de astăzi vom afla mai multe despre evoluția baletului la noi în țară, despre munca depusă de cei care au ales să-și facă o carieră în acest domeniu și despre riscurile pe care și le asumăm, dar mai ales despre faptul că numeroși balerini profesioniști se pot bucura de rezultatele muncilor pe scenele din alte țări, unde cultura și arta sunt apreciate la un nivel mai ridicat. Baletul nu este un gen de dans, nu este niciun sport și nici o disciplină, pare mai degrabă o complexitate de cultură, lectură, dans și forță. Una dintre balerinele cu care România și mai ales Constanța se poate mândri este Elizabeth Pândichi Lux, care în decursul carierei sale de 30 de ani a reprezentat țara noastră la sute de spectacole. Se învață în foarte, foarte mult timp și atunci când devii profesionist ne-ai învățat încă totul. Deci școala de balet este 9 ani. Spuneți în ce facultate să nu face 9 ani. Deci dacă nu ai această școală, nu poți să te numești profesionist. Și când ai terminat școala, poți să consideri că încă nu ești gata și mai e de învățat. Îți lipsește experiența de scenă care vine apoi. Este foarte, foarte greu. Disciplina care se impune la balet se impune și la toate sporturile de performanță. Nu-mi place să fac comparații, că baletul este totuși o artă. Dar este mai mult decât atât. Cultura generală, știința artei, sensibilitate, literatură, poezie, muzică, în primul rând, deci pot să spun, baletul este muzică, muzica este balet. Și în alte
discipline sportive sunt țeluri exacte. Să urc pe podium, să câștig și execuți într-una până iese. La balet nu este așa, sunt implicate mult, mult, mult mai multe lucruri sensibile, în afară de efortul fizic. De aceea este foarte greu și, dar cu răbdare, poți să prinzi o pasiune pentru balet care nu te mai lasă toată viața. Pentru Elizabeth, anii copilării au fost de sacrificiu, la fel și anii tinereții, pentru că și-a dedicat tot timpul baletului, chiar dacă la început a fost împinsă de la spate de mama ei. Era visul ei să ajungă balerină și eu am plecat, bineînțeles, la gimnastică, fără acordul părinților. Deci dar dumneavoastră vă uitați mai mult gimnastica decât baletul? Da, nu-mi plăcea baletul, nu înțelegeam mult din balet. Asta pe la ce vârstă era? Așa, de la 4-5 ani mergeam la balet, la 8 ani am dus la gimnastică, la 9 ani am fost selectată, culmea, de la liceul de coreografie din Cluj, Napoca, să dau examen de intrare la liceu. Dotările fizice erau pentru balet și m-am plâns foarte mult pentru că n-am vrut să merg. Și tot mama m-a îndemnat și m-a rugat și mi-a promis că dacă îmi place să merg înapoi. Am dus la Cluj, am intrat fără niciun fel de probleme. Și dar am rămas la Cluj. Fără entuziasm, așa, nu? Fără entuziasm. N-am înțeles baletul foarte bine atunci. Eram mult prea mică. Îmi plăcea mișcarea fizică, eram așa un băiețoi afară, pe Maidan. Îmi plăcea gimnastica, dar la Cluj am început să înțeleg ceea ce era baletul, s-a impus o disciplină care nu se poate face balet și încet, încet am rămas la Cluj, mama a vrut să mă întoarcă, era dor de mine și eu nu am mai vrut. Asta a fost începutul. Pasiunea a venit mai târziu, tot așa ca un făcut sau un noroc al vieții mele, am fost aleasă pentru o bursă la Academia de Balet din Moscova, am studiat 3 ani la Moscova, să zic așa, ultimii 3 ani, când eram deja mai coaptă și înțelegeam foarte bine ce este baletul și pot să spun că în 3 ani de zile am asimilat foarte multe cunoștințe din care am trăit toată viața mea profesională și trăiesc în continuare. Mai ales că a fost la Moscova, unde zicea da, școala superioară, recunoscută în toată lumea, Academie de Balet. Deci m-a ajutat foarte mult pentru cariera mea profesională pe scenă și acum ca și pedagog. Thank you.
În ciuda complexității sale, baletul se pare că a fost o artă care a stat mereu în umbra orchestrei sau a solistului, însă maestrul Oleg Danovski a realizat un proiect impresionant care a venit în sprijinul balerinilor. Orchestra primează opera și baletul e așa ceva auxiliar, complementar. Asta la noi în țară. La noi în țară, dar în toată lumea este așa. Opera este opera, da. Teatrul liric, care ne cuprinde toate compartimentele de muzică. Dar la Constanța, Oleg Danovski a reușit să facă un lucru minunat, care din păcate nu mai există acum în democrație, așa să spunem în ghilimele. A realizat o companie de balet de sine stătătoare. Deci nu aveam altceva de făcut decât să facem balet. Nu mai stăteam la dispoziția operei sau operetei sau programului teatrului liric. Deci noi chiar făceam balet de dimineață până seara și spectacole erau doar de balet. În fiecare zi, în turneu și pe litoral, să zicem tot la două zile, dădeam spectacole și iarna pentru publicul din Constanța, pe frigurile de pe vremuri, cine își aduce aminte, noi ne încălzeam asidu ca să dăm spectacole. Și viața noastră era sala de balet și scenă. Un lucru minunat. În ziua de astăzi nu se mai întâmplă nicăieri așa ceva. Am lucrat 10 ani aici cu maestrul Oleg Danovski, apoi am plecat în Germania, deci am întrerupt activitatea cu această companie. Și ce se întâmplă cu această companie? Am lipsit 14 ani din țară, părerea mea este că s-a deteriorat. Au mai fost așa mici încercări de a o ține, dar cu greu. Cu un salariu de numai 600 de lei pe lună, cu spectacole puține, cei care au ales o carieră în balet se văd nevoiți să performeze în țări străine, unde artiștii au mai multă susținere din partea statului. Pe vremurile s-au schimbat. Statul, noi suntem bugetari, artiștii sunt bugetari. Nu mai sunt bani, fără bani, lumea progresează și baletul progresează. Noi nu avem cum să progresăm dacă nu avem bani. Salariile au rămas de bugetari, posturile sunt blocate, am fost asimilați de teatru liric, adică nu mai suntem o companie de sine sărătoare. Deci e foarte, foarte greu să faci performanță în condițiile acestea. Mă gândesc că nici tineri poate nu mai sunt la fel de atrași și în aceste condiții. Absolut, absolut. În lumea mai erau două școli de balet sau două licee de coreografie la București și la Cluj. Terminam școala, aveam repartiții la operele din țară. Acum fiecare oraș mare are liceu de coreografie sau o școală de coreografie sau măcar o secție într-un liceu de artă. Sunt foarte puțini absolvenți și foarte puțini buni. Cei mai buni aleg să plece în străinătate, drumul este deschis, pașapoartele sunt buzunare, nu te mai oprește nimeni. Și până la urmă le dea dreptate să plece în străinătate. Sigur că da, nu au cum să se întrețină dacă sunt angajați în țară. Nu au cum, salariile sunt foarte mici, sigur că le dau dreptate. Dar vreau să spun că sunt și mai puțini care îmbrățișează această meserie. Pentru că este foarte grea și trebuie să sacrifici copilăria. Deci trebuie să renunți la foarte, foarte multe lucruri. Trebuie să ai doar balet în cap, plus să-ți faci și școala. Ca să nu fii un balerin fără cap, să dai numai din mâini și din picioare.
și eventual, în caz că se întâmplă accidente și nu mai poți profesa baletul, să poți să faci o facultate. Deci școala este obligatorie. Dar trebuie să renunți la foarte multe lucruri, la orice fel de sport. Nu ai voie să faci niciun fel de sport, pentru că deformează musculatura care ți-o impregnează baletul. Trebuie să ții un regim special, să mănânci vitamine. Deci n-ai voie să te îngrași, n-ai voie să fii obosit, trebuie tot timpul să fii în forma cea mai bună ca să... Mai ales vorba despre corpul. Da, da. Și concentrare maximă, așa. Tinerii din ziua de astăzi nu mai sunt dispuși să facă aceste sacrificii. Și încercare necesară ca să stea atâtea ori într-o sală, la voastră cât petreceați într-o sală? De dimineață începeam cu antrenamentele, făceam o mică pauză să mâncam ceva, așa frugam nu foarte mult, ca să nu îngreunăm stomacul și până seara repetiții, dacă era spectacol, să făceam noapte. Deci nu mai e ceva ca un program de serviciu de 8 ore? Nu există ore. Nu există ore. Doar de începere. Trebuie să încep dimineața antrenamentele. Nu există ore când se termină baletul. Eu pot să spun că am plecat din motive politice, pentru că eu am făcut turnee cu compania Oleg Danovski 10 ani, de-a rândul în Germania. Mama mai este nemțoaică, puteam oricând să rămân, deci am cetățenie germană. Dar ne-am rămas pentru că îmi plăcea să dansez, îmi plăcea această companie, îmi plăcea încă aici. În 90 m-am întors după Revoluție și în 90 am plecat. Deci era perioada politică care m-a făcut să plec. Să plec pentru că nu mai vedeam niciun viitor numai cu baletul. În general, în țară, știți că au fost mineriadele, a fost o perioadă moarte în toate domeniile și eu nu aveam timp să stau. Deci pentru balet fiecare an, lună care trece fără să faci nimic, e un timp pierdut. Am stat 6 luni, din ianuarie până în iunie, până la vinereală, fără să facem spectacole. Era un haos total, nu se întâmpla nimic în țară și am zis, nu mai pot să aștept. Deci am plecat în 90 și după Revoluție am stat când au fost anii cei grei. Dar am făcut meserie și mi-a prins foarte bine, că am dansat foarte mult. Deci am dansat atâtea spectacole cât puține balerine au în palmaresul lor. Din cauza turneelor. Asta vreau să mă întrebat. Cu așa v-ați gândit de data câte spectacole ați avut sau să ne spuneți măcar care au fost cele mai provocatoare roluri pe care vi s-au propus și pe care le-ați acceptat? Am dansat toate rolurile care s-au coreografiat aici, din baletele clasice ale maestrului Danovski, dar cele mai multe spectacole am făcut cu lacul lebedelor. Giselle, Spărgător de nuci, Frumoasa din pădurea dorită, Baiadera, Șopuniana, Rapsodia română, balete românești care mi erau impuse de regimul comunism, Enesciana, Miorița, eu știu ce, au fost balete trecătoare, dar ne-au făcut plăcere, pentru că repertoriul clasic este repertoriul clasic, dar tradițiile românești trebuie cultivate. Sunt binevenite, pentru că, de fapt, noi încercăm să educăm publicul și cred că trebuie să abordăm orice gen în repertoriul de balet. Important e cum este coreografiat și cum este transmis publicului. Pentru că sunt multe balete neoclasice sau moderne care nu atrag publicul și oamenii se plictisesc. Deci muzica este foarte importantă, povestea, costumele și mișcarea. Thank you.
Din cauza salariilor foarte mici și a lipsei de sprijin din partea autorităților, calitatea acestor spectacole pare să se degradeze la noi în țară. Când cineva începe baletul, nu știu dacă știe cât are salariul. Eu le spun fetelor mele, munciți să fiți foarte buni, că atunci când terminați școala, să alegeți voi cât câștigați. Nu să se plece. Exact, să-și aleagă instituția unde sunt plătite. Așa de bună trebuie să fie. Altfel, nu să câștigați ce vi se oferă. De ce nu avem balerini, de ce nu avem public? Deci tot timpul trebuie să ne punem întrebări și să vedem cauza, să ajungem la cauza. În primul rând, școlile de balet, ne-am spus, sunt foarte multe și nu sunt bune. Profesorii de balet sunt cei care nu au avut experiență de scenă, au terminat poate un liceu de coreografie, nu au dansat în viața lor, au făcut o așa zisă facultate de coreografie, care nu te face balerin mai bun, te face pedagog, dar pedagog fără experiență nu ai cum să fii. Deci toate așa nu se leagă foarte bine, nu sunt bine gândite. Nici profesorii nu sunt unii dintre cei mai buni. Cei mai buni sau cei cu experiență au ieșit la pensie, nu mai sunt. Sau așa, asta cu străinătatea oricum. Cine a plecat în străinătate și este profesionist și a găsit locul foarte bine. Nu știu, să zicem școlile. Școlile de balet nu mai dau promoții bune. Cei puțini care sunt buni pleacă în străinătate, poate să dea audiție la orice instituție de teatru, să-și aleagă unde-ți mai bine plătit sau unde vor să danseze, în funcție de repertoriu și mai departe. Dar nu mai există nici din partea statului niciun fel de susținere. Eu mi-am spus că am avut norocul să plec cu bursă, nu să dădeau fiecare an burse. Generația mea a avut norocul. Dar totuși nu sunt susținute aceste școli. Material. Nu se mai dau burse. Eu am, de exemplu, elevă foarte bună la școala mea. Umblăm după sponsorizări și burse de ani de zile și au rezultate foarte bune la concursuri internaționale, dar... La nivel național nu sunt cunoscute. Au început acum, pentru că participă la Olimpiada Anuală de Balet, care este organizată de Ministerul Învățământului. Dar au rezultate internaționale și Ministerul nu acordă nici cea mai mică atenție acestor talente. Și sunt convinsă că dacă ar studia undeva la școli mai bune sau ar primi niște burse, s-ar întoarce aici în țară, pentru că nimeni nu vrea să stea afară. Eu am fost de atâtea ori plecată și m-am întors. Aici mă sunt cel mai bine. Sunt convinsă că dacă ar susține aceste talente, s-ar întoarce în țară și a ridicat nivelul baletului. Vă dau cel mai bun exemplu. Solista Royal Ballet din Londra este Alina Coșocar, o româncă. O româncă, da? Nu este normal. Și ea vine din când în când să danseze la opera din București și cred că susține și școala din București. Deci face efortul foarte multe pentru țara noastră. Nu mai spun, sunt foarte, foarte mulți balerini buni care sunt conștienți în toată lumea. Ar putea să fie aici, dacă condițiile din instituțiile teatrale ar fi normale, salarizările ar fi normale, dacă ar fi bani să aduci colaboratori, dansatori mai buni, să faci schimb de experiență, pedagogi, să aduci coregrafi, să... nu se poate, fără bani. Deci arta este consumabilă, trebuie susținută. Arta nu produce bani. Un alt aspect care a adus la declinul baletului îl constituie lipsa publicului din ce în ce mai dezinteresat de cultură. Dacă în urmă cu aproximativ 20 de ani baletul mai prezenta interes, acum altfel de spectacole captează atenția publicului. Trebuie să ai bani să faci lucrări noi, coregraf, să angajezi dansatori, să ai condiții de scenă, tehnică de scenă, oameni profesioniști. Pentru asta trebuie bani. Și apoi vezi tu dacă îi primești înapoi sau nu. Dar părerea mea este că arta este benefică publicului. Oamenii fără cultură, vedeți cum sunt mari majorități. Foarte săraci. În ziua de azi nu se mai întâmplă lucrul acesta, pentru că nu mai există scene dotate pentru balet. Baletul e puțin mai complicat, nu poți să mergi pe un ciment sau o iarbă să dansezi. Trebuie să anumite dotări speciale și nu mai există așa ceva. Nimeni nu le-a mai întreținut, nimeni nu are interes. Primează manelele și grupurile și spectacole de cultură cu adevărat sunt mai puține, pentru că poate
Aceasta este și dorința celor care lucrează în turism. Atragă altfel de turiști. Turiști de consum de weekend și așa mai departe, dar sunt și turiști străini care poate ar vrea să aibă o seară de balet, de operă, de seară culturală, de teatru. Totul pornește de la organizare, de la oameni foarte, foarte bine documentați, oameni cu suflet, în primul rând, gata să se sacrifice, cu experiență, care știu despre ce este vorba, și de comunicare. Din cauza salariilor foarte mici și a condițiilor aproape neexistente, cei care iubesc baletul îl aleg doar ca pe un hobby. Este un hobby frumos, da? În care dacă ai început să-l faci, nu te mai lași de el și observi și transformările corporale, te simți mai bine, este legat cu muzica, te scapă de stresul cotidian. E ca o terapie. E ca o terapie, da. Dar cei care vor să facă profesional sau, să zic așa, cei care observ eu că sunt dotați de la natură, nativ, au calități fizice, ureche muzicală, talent, încerc să vorbesc cu părinții, să le spun despre ce este vorba și să intru la liceul de coreografie. Sigur că nu le spun de la început ce se întâmplă cu baletul la noi în țară, deși ei merg toți la spectacole. Deci toți copiii mei au văzut toate spectacolele de balet chiar de câteva ori, sunt publicul nostru fidel în Constanța, sunt copii, dar mai târziu sigur că află. Și atunci stau pe gânduri, dacă se facă copilul mai departe balet sau nu, dar mai târziu e prea târziu. Pentru că acești copii deja nu mai pot fără balet. Chiar dacă părinții nu mai vor așa de mult și doresc să facă matematică sau medicină sau altceva, copiii deja sunt așa de obișnuiți și axați, nu prea vor să se lasă de balet. Sunt foarte puțini care se lasă. Sunt cei care nu sunt chiar foarte buni sau nu sunt așa de muncitori. Pe de altă parte, nu puțini sunt aceia care în urma unor cursuri de balet aleg să danseze în cluburi și asta tot din cauza remunerației foarte mici din partea statului. Da, mare păcat. Aceste fete poate n-au terminat liceul de coreografie și nu o diplomă, pentru că o diplomă de liceu de coreografie și puțin foarte poți angaja într-o instituție de teatru, unde sigur salariul este atractiv. Și acesta este al doilea motiv pentru care probabil da, partea materială. Dar ca să dansezi într-un club, nu trebuie să faci atâtea sacrificii. Dacă ai puțin talent, e câteva cursuri de balet la amator sau de orice gen de dans. Există toate genurile de dans acum și în Constanța. Dar totuși baletul clasic rămâne la baza tuturor dansurilor și este, să zic așa, că poate face parte și din educație această decizie a lor. Părinții, dacă nu au timp să se ocupe, să nu le explice și să-i urmărească ce fac, anturajul care sunt foarte vârsta dificilă, 16 ani, ușor. Și partea materială, cred că, este cea care distruge totul. Asta este părerea mea, pentru că sunt tineri și doresc să aibă abundența tehnică și vestimentare de pe piață este atracție pentru tineret și este, cred că, cultura lor în ziua de astăzi, ceea ce este foarte trist. Pentru acei cunoscători și iubitori ai baletului și frumosului, acest tip de spectacole a devenit aproape un lux. Marile spectacole cu balerini talentați și profesioniști au loc dincolo de granițele țării noastre, unde cultura mai ocupă încă un loc bine meritat. Lipsa banilor este cauza, stă la cauza oricărei probleme, nu numai în domeniul nostru, dar vreau să vă întreb, oare acest lux România nu și l-ar permite? Este un lux care chiar ar fi așa, presărea din loc în loc în țară, cu elemente foarte bune, răsunătoare, în străinătate, care ar aduce și numele României. Oricum ne putem numele, această companie de 30 de ani poartă numele României pe toate continentele și în toate țările. Dar nimeni nu se gândește la acest lucru. Este foarte, foarte mare păcat că nu avem oameni de specialitate acolo sus care să pistoneze în direcția aceasta, începând cu liceele de coreografie din țară, cu instituțiile de teatru și așa mai departe. Sunt probleme care le-am spus din balet.
dar cred că orice domeniu din cultură are aceleași probleme. Sunt probleme care ne leagă pe toți și probabil și în alte domenii. Mai aprofundată trebuie toată și cu mai multă atenție și responsabilitate și cu specialiști pe fiecare domeniu. Din fericire, balerini de renume mai aduc un plus de valoare țării noastre, dar din păcate, autoritățile nu știu să-i promoveze și să-i susțină, motiv pentru care baletul riscă să dispară din România.